Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghirea și să știți că fiecare oportunitate de a mă întâlni cu voi pe această cale, fiecare oportunitate de a vă face cunoștință cu prietene noi și fiecare oportunitate de a purta discuții care contează, mă însuflețesc și îmi produc foarte multă bucurie și sper că sentimentul este reciproc. De data aceasta vom fructifica o idee pe care am propus-o, cred că câteva emisiuni în urmă, și anume ca să profităm de faptul că suntem la oaltă și să facem partea 1 și partea 2, fiindcă niciodată nu ne ajunge timpul, nici acum nu sunt convinsă că ne va ajunge, dar vrem să fructificăm timpul împreună, așa că vă informez de la bun început să fiți pe fază și săptămâna viitoare, pentru că ne vom reîntâlni cu aceleași invitate. Așa că vreau să le urez bun venit Persidei, Alinei și Ralucăi. Bun venit, doamnelor! Bine te-am găsit! Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Mă bucur foarte mult că și vă mulțumesc că ați călătorit de la Baia Mare până în studioul Credo TV ca să ne vedem și să povestim. În această primă parte, în această primă emisiune cu voi, ne propunem să discutăm despre mai multe dimensiuni ale slujirii. Un concept care, și sper să nu fiu prea acidă, dar dacă mă uit un pic la societățile în care noi trăim, societăți moderne, super dezvoltate, progresiste le numim mai nou, atitudinea de slujire sau o valoare ca și asta este deseori confundată cu înjosirea. Când zici slujirea, sluji pe cineva, e ca și cum te înjosești, pentru că foarte mult nu e așa despre eul nostru, despre individualism. Mai întâi facem pentru noi și dacă putem facem și pentru altul. Și suntem foarte centrați pe noi, pe egoul nostru. Și cred că mai facem o eroare mare în societățile în care noi trăim, și anume că confundăm valorile biblice, precum este și slujirea, că de acolo izvorăște, cu regres. E ca și cum, te iei după Biblie, ești înapoiat. Cam asta vedem. Și noi acum vrem să propunem ceva contracultural. Vrem să propunem că slujirea este un mod de viață și că începe dintr-un loc foarte intim. Așa că mă îndrept înspre Raluca, pentru că ea va porni discuția noastră de acasă. Da, mulțumesc frumos, Adelina, că îmi dai oportunitatea aceasta. Slujirea de acasă, chiar dacă nu sună foarte atractiv, este un loc unde noi ne putem arăta cu adevărat valorile pe care le avem în relația noastră cu Dumnezeu și în viața noastră de creștin. Pentru că aș vrea puțin să vorbesc despre acest tip de slujire tocmai din experiența mea proprie. Pot să zic că în cei 17 ani de căsnicie, în statutul meu de soție, de slujitor, am fost învățată că luptele adevărate pentru trăirea Evangheliei Dumnezeu se dau acasă. Acolo începe cu adevărat evangelizarea. Este platforma, ca să pot să zic așa, unde noi ne putem simți familiar, unde nu mai putem să punem nicio mască. Și atunci când ești un slujitor în public, acasă ești luat cu atât mai mult în vizor, pentru că ai niște așteptări. Ceea ce faci în față, să zic așa, în slujirea din biserică, poate să fie așa ca și o zugrăvire ireală, fantezistă, a ceea ce tu ai vrea să fii, pentru că în biserică sau în viața publică poți să-ți zugrăvești statutul tău. Dar acasă, slujirea pe care o faci acasă este strict prin prisma a ceea ce trăiești zi de zi. Și acolo nu mai poți să joci teatru. Nu mai poți și știi că ziceai că zugrăvim ceva în afară. E foarte ușor să zugrăvești când nu ești 24 din 24 afară și cu alții. Ei, dar ești acasă 24 din 24. Da, momentul în care slujești, fie direct,
fie ca un suport pentru partenerul tău, pentru că viața mea de familie a fost ca și un suport pentru a ceea ce a făcut soțul meu și ceea ce face prin slujirea lui. Înțelegi că fără o trăire personală cu Dumnezeu, fără timpul acela personal pe care tu l-ai cu Dumnezeu, fără aprofundarea cuvântului Dumnezeu, tu nu poți să ai puterea să mergi mai departe. Pentru că în momentul în care ești o persoană publică, toată lumea e cu ochii pe tine. Vor fi anumite cuvinte care te vor doborâ, pe care le vei primi în public, pe care nu vei înțelege de unde te izbesc. Oamenii vor avea întotdeauna mai mari așteptări de la tine, pentru că te văd ca și un etalon. Și atunci există probabil o presiune pe care o simți peste viața ta, ca și cuplu și ca și familie. Iar dacă acasă nu te încarci timp de părtășie, tu personal cu Dumnezeu, de unde să-ți iei energia, să zic, și timpul de părtășie pe care l-ai cu soțul tău, atunci e foarte greu să depășești momentele alea. Și atunci, da, slujirea începe de acasă. Începe în modul în care eu îmi alimentez puterea de la Dumnezeu și în modul în care eu mă raportez față de slujirea soțului meu, față de soțul meu și față de copii. Acolo, acasă, e locul unde îți dai examenul, de fapt, părerea mea. Am observat de multe ori și pentru mine a fost o luptă de-a lungul anilor să nu mai trăiesc frustrarea aceea că bine că eu am rămas acasă cu copilașii, tu te duci și vezi lucruri frumoase, mergi în față, slujești, tu rămâi acolo și eu ce fac? Care-i slujirea mea acasă? Și când am înțeles că inima mea trebuie să fie umplută de recunoștință și de mulțumire și asta am reușit să o fac numai în momentul în care m-am pus la picioarele lui Dumnezeu, am înțeles că slujirea mea de acasă e foarte importantă, pentru că soțul are nevoie de dragoste, de rugăciune, de post. Am pățit nu odată când a trebuit să stau în rugăciune acasă pentru că am știut că el slujește la un eveniment și m-am simțit împlinită să știu, ăsta e rolul meu acum. Asta e slujirea mea pe care o fac acasă. Și rânduiala casei, adică să știi că pleci în slujire liniștit, că cineva e acasă care se ocupă de treburi, este o binecuvântare, poate nu ceva așa de măreț, ca și în fața unui public, dar e o slujire pe care dacă o faci din toată inima, pentru că acolo e secretul, dacă ai o inimă mulțumitoare, din prisosul inimii, vorbește gura, dacă inima ta este umplută de dragostea lui Dumnezeu, n-ai cum să nu scoți din visteia inimii tale lucruri bune, binecuvântări și nu frustrări. Știi ce e interesant, Raluca, că pregătim o tabără care, a cărei temă am ales-o, ți se vede inima. Și e foarte interesant că după ce am discutat noi cu echipa tema acestei tabere, pentru mine personal, această frază a devenit așa ca o super atenționare. Hei, când te enervezi, ți se vede inima. Când nu știu, ceva, când faci ceva, când spui ceva, când arăți ceva, ți se vede, nu e doar ce se aude sau ce se vede la exterior, e mult mai profund, că ai spus tu, din prisosul inimii. Dar sunt curioasă și care a fost experiența voastră, din căminele voastre. Cum arată slujirea asta acasă? Pentru că cred că în general slujirea, cred că nu doar acasă, slujirea înseamnă să te pui pe tine pe al doilea, al treilea, al câte la loc o fi și să-l pui pe celălalt deasupra ta. Cum a fost pentru voi experiența de până acum să vă puneți soții deasupra, să vă puneți copiii, să vă puneți casa? Pentru că, apropo de introducerea pe care am făcut-o, nu? Trăim într-o cultură foarte pro-feministă. Înțelegem ce vrem din povestea asta cu feminismul, dar unul dintre lucrurile care se accentuează destul de mult e că și femeia are dreptul să facă o grămadă de lucruri, și femeia trebuie să iasă în evidență, și femeia. Și revin la ideea asta că parcă e înjositor să stai acasă și să ții casa în rânduială, cum ai spus tu, Raluca, versus a merge și a face, nu știu, alte lucruri mai proeminente. Cum a fost și cum e pentru voi slujirea acasă? Eu m-am regăsit mult în ceea ce Raluca a spus.
copiii noștri au crescut, dar am avut și eu perioadele mele de stat acasă cu ei și soțul meu mergea la slujire chiar mai mult decât acum. Bine, acum slujește mai aproape de casă, ca să spun așa. Și până când am înțeles că am un rol foarte important în slujirea lui, care nu se vede, care nu este public, am fost și eu destul de frustrată și de supărată. Mă gândeam, dar și eu aș vrea să spun, dar am multe de spus, dar și pe mine vrea Domnul să mă folosească și așa mai departe. Dar am înțeles că atunci, la momentul respectiv, rolul meu era altul, mult mai important. Adică copiii erau mici, aveau nevoie de mine, aveau nevoie să fiu acolo pentru ei, deoarece atât de repede cresc și acum pleacă și ne salută și nu mai au atâta nevoie de noi, adică au nevoie, dar într-un alt fel. Am înțeles la un moment dat cât de important este ca și soțul meu să plece liniștit de acasă, conectat cu Dumnezeu, pentru a putea da mai departe ceea ce a pregătit, ceea ce Dumnezeu i-a vorbit, și nu să meargă stresat că iarăși a întârziat din cauza mea sau în lucruri. Am înțeles că și faptul că eu îi calc o cămașă sau îi fac o mâncare sau îi pun pachetul sau îl suplinesc în anumite lucruri, poate însemna că am participat și eu indirect la o slujire, pentru că să fim serioși, și în biserică și în societate sunt slujiri care se văd și sunt slujiri care nu se văd. Și slujirile care se văd nu prea ar putea fi făcute dacă nu ar fi slujirile oamenilor care nu se văd. Soțul meu are o vorbă, oamenii din linia 2 sunt foarte importanți. O, da. Nu cred că oamenii din linia 1 ar putea rezista fără susținerea celor din linia 2, 3 și câte linii ori mai fi. Exact. Și când am înțeles că am un rol foarte important, m-am comportat ca atare. Nu mi-a ieșit întotdeauna, recunosc, dar m-am străduit. Dar, Alina, ce sunt eu curioasă, cum, pentru că ai spus la un moment dat că simțeai că și tu ai ceva de spus, și tu ai ceva... ce vrei să faci și îți dorești să faci și știi că poți și știi că e în tine, cum ai gestionat, și întrebarea e valabilă și pentru voi dacă ați experimentat același lucru, cum ai gestionat ceea ce era în inima ta și știai că ești capabilă, cum ai reușit să pui aia deoparte pentru o vreme, fără să lași ca frustrarea să nutrească în interior? Cum am spus și mai devreme, nu întotdeauna a fost ușor, nu întotdeauna am înțeles. Mi-am pus de multe ori întrebarea de ce, Doamne, sau de ce nu pot acum. Dar încetul cu încetul, așa cum spunea și Raluca în cămăruță, în relația mea personală cu Dumnezeu, El mi-a insuflat și m-a liniștit că este un moment potrivit pentru fiecare lucru. Și cel mai important este ca noi să fim la locul potrivit, la momentul potrivit, acolo unde putem să dăm maxim. Și eu am înțeles că atunci și acolo puteam să dau maxim. Și supranatural, așa foarte interesant, Dumnezeu a deschis uși mai târziu sau la momentul potrivit în care am putut să slujesc și în lucrurile care erau pe inima mea. Să vorbesc cu femei, să pot să încurajez sau să fac întâlniri cu femei. Și mi-am dat seama că și de acasă noi putem să facem foarte multe slujiri. Puteam să pun mâna pe un telefon, să sun, să încurajez pe cineva, să văd ce mai face. De multe ori am făcut poate o prăjitură pentru cineva care era foarte ocupat sau de dus la biserică sau o cafea sau o masă sau am cazat musafiri. Mi-am găsit niște domenii, niște sectoare unde am putut să fiu activă la momentul potrivit, la momentul respectiv. Pentru că, sinceră să fiu, copiii când sunt mici au nevoie mult mai multă de atenția ta
ca și mamă, au nevoie de ajutorul tău, mai ales după ce încep să meargă la școală. Și aici nu minimalizez rolul soțului, dar eu m-am regăsit mult în partea asta. Eu am avut nevoie de atenția mea, de ajutorul meu, de timpul meu. Și mi-am dat seama că ei vor crește și lucrurile se vor schimba și am zis că să nu pierd, să nu ratez perioada asta. Vreau să o și pe Persida. Cum e experiența ta de viață, de slujire acasă, de slujirea familiei? Așa cum au spus și fetele, au dreptate în totalitate. În primii ani de căsnicie, probabil că toate femeile, sau nu știu, probabil că unele învață înainte sau în primii ani, să accepte mai ușor rolul pe care îl are o soție și o mamă, pentru că eu am devenit mamă repede după ce am căsătorit și am fost destul de tânără, să zic așa, și într-adevăr, așa cum a spus și Alina și Raluca, avea momente în care, la fel, soțul meu pleca să slujească, să cânte, pentru că slujau în aceeași echipă, și eu rămâneam acasă cu copiii, cu doi copii mici, cu casa, cu tot, și am avut momente în care întrebam de ce, de ce acum, de ce eu trebuie să fac asta, dar în timp am învățat, stând aproape de Domnul, că aceasta este slujirea noastră pentru acel timp. Trebuie să fim pentru o perioadă, da. Ne mai întâlneam, ne mai încurajam. Da, ne mai încurajam una pe alta, ne ieșeam împreună cu copiii. Erau momentele alea când, țin minte, erau copiii mei mici și soțul meu, după un program de biserică, zicea: wow, ce frumos a fost la biserică, cum a vorbit Dumnezeu, cum a lucrat. Și voi? Și eu eram pe bancă, unul mă trăgea de mână, altul era la mine în brațe și ziceam: ce? Când am fost în același loc? Am fost în același loc. Și cumva se adună, există riscul ăla de a se aduna frustrări în inima ta. De-aia părerea mea este că nu trebuie să le lăsăm să se adune. Căsnicia e formată din soț și soție. Creșterea copiilor se face printr-o echipă, indiferent că unul slujește sau nu slujește. De aia, cum am și început discuția, evangelizarea începe de acasă, pentru că degeaba dau eu lupte mari spirituale acolo în față, când acasă nu reușesc să am un timp de părtășie cu copiii mei, să învăț ce înseamnă lauda, să învăț ce înseamnă rugăciunea, cuvântul. Și atunci toate lucrurile astea se fac ca și o echipă. Și momentul ăla poate te eliberezi de frustrare, că atunci ai și tu posibilitatea să intri în momentul tău de închinare. Și dacă îți alimentezi inima cu ce trebuie, atunci pe din afară poate nu mai dai nemulțumire și frustrare și te înarmezi cu îndelunga răbdare, că de aia ai nevoie să fii realiste. Aș face doar un scurt comentariu până să mergem, sau înainte să mergem mai departe în conversația noastră, pentru că n-am putut să intervin neapărat atât de mult în ideea asta de slujire acasă, pentru că nu mă calific. Dar, aș spune că din ce văd eu, din experiența mea de viață, și mă adresez tuturor acelor femei care ne urmăresc și sunt singure, că atitudinea asta de slujire și acasă se cultivă din timp. Pentru că ce se întâmplă, cred că de foarte multe ori atunci când suntem singure, ne neglijăm pe noi și casa noastră. Că în absența unei familii sau în absența unui soț, da, dacă, mai ales dacă nu mai stăm acasă cu părinții și așa mai departe, neglijezi, tind să te neglijezi și să neglijezi și alte aspecte care țin de intimitatea căminului. Și cred că prisosul inimii se cultivă din timp. Ai spus tu, Persida, la un moment dat că alte femei au învățat mai repede, altele mai târziu. Ei, putem să învățăm și mai repede. Cred că și femeile singure pot să învețe din timp și să-și cultive în inimă mulțumirea aia și să se pregătească, cu atât mai mult cu cât au exemple în jurul lor, să se pregătească. Că ăsta e avantajul nostru, că dacă stăm și vă ascultăm pe voi, de aici încolo suntem responsabile cu felul în care noi ne vom pregăti. Dar de acasă mergem în biserică. Ce înseamnă slujirea în biserică a unei femei?
Wow! Este, asta este un subiect destul de fierbinte în societatea noastră, deși acum mi se pare că s-a mai echilibrat, dar tinde din nou spre dezechilibru, deoarece nu întotdeauna societatea ne aduce ceva bun și tendințele de acum, și așa cum spuneai și tu, mișcarea feministă își pune amprenta cam peste tot. Și părerea mea este că recalibrarea și reechilibrarea este reîntoarcerea noastră la valorile Bibliei, la relația noastră personală cu Dumnezeu, la identitatea noastră corectă în Hristos, și atunci nu mai apare nici frustrare, nu mai apare nici stimă de sine scăzută, nu mai apare nici nemulțumire. Și îmi place să spun întotdeauna că etalonul pentru mine este Biblia. Chiar dacă multe cărți sună frumos, vorbind despre biserică și despre viața personală a unui creștin, etalonul, după părerea mea, ar trebui să fie Biblia. Sigur că și în biserică sunt diverse slujiri în care putem activa. Important este să ne găsim slujirea care ni se potrivește, pentru care avem competențe, pentru care avem abilități, pentru că de multe ori ne place să facem ce face X sau Y, chiar dacă nu avem abilitățile respective. Și eu sunt convinsă că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia cel puțin un talent. Dar pilda talanților spune și mai mulți. Și important este ca noi să ne găsim acel talent, acei talanți, acele daruri, acele poziții unde putem să fim cât mai eficiente și să putem da cât mai mult, să facem cât mai calificat slujirea. Adică eu dacă nu am voce, este clar că nu voi cânta, dar poate pot să povestesc, poate pot să încurajez, poate pot să fac o cafea, așa cum am spus, poate pot să merg la sfârșitul programului să vorbesc cu cineva, cu o soră mai în vârstă, cu o doamnă care este singură. Pentru care foarte mult contează gestul, poate nesemnificativ, am considera noi. Pe de altă parte, un lucru foarte important în slujirea în biserică este și validarea slujirii și acreditarea. Așa cum spunea Raluca mai înainte, este foarte importantă inima. Dumnezeu validează slujirea noastră în funcție de inima noastră. Dacă inima noastră este sinceră, dacă facem cu bucurie, dacă facem spre lauda lui Dumnezeu, nu spre lauda noastră, atunci vom primi și răsplăți, dacă motivațiile noastre sunt corecte. Asta doar Dumnezeu vede. Cei din jurul nostru vor valida slujirea noastră în funcție de roade, în funcție de modul în care noi trăim. Biblia spune că după roade îi veți cunoaște. Adică degeaba încerc eu să vorbesc despre ceva ce eu nu pun în practică. Și atunci este important ca noi să fim autentice, naturale, să avem empatie față de cei din jur, să avem respect față de fiecare, nu să dăm buzna și să ne impunem în viața celor din jur. Vreau să aducem discuția asta și mai aproape de noi și poate să vedem iarăși din exemplele voastre de viață, pentru că ai vorbit, Alina, despre slujirea care ni se potrivește, care e în acord cu competențele pe care Dumnezeu ni le-a dat, sau cu darurile, sau cu talentul, sau cum vreți să-l numim. Dar cum ne-l descoperim? Și e o întrebare care cred că frământă foarte multe femei și nu numai. Da, și poate că uneori simțim că ca și femei ne este greu să ne găsim darul, să vedem care e darul ăla care poate să contribuie în comunitatea din care noi facem parte. Și aș duce întrebarea asta foarte practic. Cum v-ați descoperit voi darul sau darurile despre care vreți voi să vorbiți? Cum a fost pentru voi călătoria asta? Una de descoperire de-a lungul anilor. Când ajungi să faci un lucru, să zic, nu te gândești ca și slujirea unui departament, dar când ajungi în biserică să faci un lucru natural, adică
îți vine natural să găsești o activitate cu copiii sau vezi, vorbesc în domeniul meu, slujesc și în departamentul copiilor la biserică. Văd o întâmplare din Biblie și îmi place să o povestesc copiilor mei într-un mod foarte atractiv. E clar că am un dar și văd că copiii stau și ascultă, e clar că eu am un dar deosebit de a vorbi copiilor și atunci stau și mă gândesc de ce n-aș putea sluji departamentul de copii. Mai ales mamă fiind, înțelegi mult mai bine reacția și modul în care ar trebui să-l abordezi. Dacă sunt genul de om care mă duc în biserică și văd două scaune dezechilibrate, repede mă duc și le aranjez și atunci am dat seama că poate aș putea să mă ocup de administrarea spațiului. E foarte bine să-ți analizezi tu abilitatea ta. Abilitatea ta, care este abilitatea ta practică? Acum eu îmi doresc să cânt, dar dacă iau microfonul, poate pleacă jumate din biserică. Sau poate pentru mine este natural să port o discuție cu două surori sau să vorbesc cu niște adolescenți. Mi se pare o chestie, nu mi se pare o povară. Mm-hmm. Și atunci încet, încet îți descoperi abilitățile. Dar, cum zicea și Alina, cel mai important e să ai validare, ca și soție, să ai validarea soțului. Adică dacă eu mă apuc acum să slujesc în toate departamentele bisericii și casa mea e vraște, este un dezechilibru. Uh-huh. Și atunci slujirea ta poate să aibă și mai multă autoritate în cazul femeilor căsătorite, uh-huh, zic, da. În cazul femeilor singure, slujirea pe care o face trebuie să aibă autoritatea conducerii. Uh-huh. Este un aspect pe care pe noi ne incomodează foarte, uh-huh, mult. Respectarea autorității care e deasupra noastră și avem tendința să o subminăm foarte ușor. Dar dacă noi înțelegem binecuvântarea aceasta, uh-huh, atunci și slujirea noastră să fie acreditată și o să fie sub binecuvântare. Și atunci aici trebuie să fie un echilibru, să-ți găsești abilitățile și să ai înțelepciunea să știi cât timp să investești. Uh-huh. Pentru că este o carte care mie îmi place foarte mult, Limite, îi spune. Mie mi-a vorbit foarte mult. Și sunt persoane care știu să abuzeze de timpul tău într-un mod foarte sentimental, mm, și manipulativ. Mm-hmm. Dar nu poți să faci tu pentru Domnul asta și nu mai poți tu și asta și asta și ție, dacă ți-e jenă, zici da acolo, da acolo, iar la final de an îți dai seama că ești epuizat și frustrat și de fapt n-ai făcut ce care e abilitatea ta cu adevărat. Mm. Și atunci e momentul în care tu trebuie să zici stop și să faci o alegere, să decizi pentru tine. La ce m-a chemat pe mine Dumnezeu? Ce trebuie să fac eu pentru Dumnezeu? Unde trebuie eu să slujesc? Și cred că asta de multe ori se confundă, dincolo de abuzul ăsta care se întâmplă dintr-o direcție, cred că uneori e și dorința naturală de a sluji și vrem să facem cât mai mult și vrem să fim cât mai folositoare și facem, facem, facem și tot acolo ajungem, că ne dăm seama. Și mi-a rămas foarte tare în minte ce ai spus tu mai devreme, Alina, de a discerne locurile în care putem să dăm maximum sau cât mai aproape de maximum și acolo să ne canalizăm. Și aș mai face un scurt comentariu apropo legat de ce ai zis tu, de exemplu pe care tu l-ai dat, Raluca, de a vedea naturalețea locului în care aparținem din perspectiva asta slujirii. Zice că e foarte important să fim proactive, pentru că ce se întâmplă este că de multe ori așteptăm să fim invitate să facem ceva. Și nu numai noi ca și femei, în general, da? Ajungem într-o comunitate, mai ales dacă suntem noi, stăm pitiți acolo și așteptăm la un moment dat să vină cineva să ne propună să facem ceva. Și da, într-o lume ideală ar fi fain să știm să avem sau să avem capacitatea să vedem toți oamenii și să știm să integrăm și să-i ajutăm. Dar ține și de ce fac eu. Ok, ce fac eu? Chiar dacă n-a venit nimeni să mă invite niciunde. Eu ce fac? Ce pot eu să fac ca să slujesc comunitatea în care am ales să mă așez? Da, vreau să o și experiența ta, Persida. Cum ai găsit tu felul în care să slujești biserica de care, sau comunitatea în care din care tu faci parte? Cred că totul începe din inima noastră, așa cum a început și Raluca. Dacă inima noastră este plină de dragostea lui Dumnezeu și avem o relație vie cu El și ne dorim
și suntem atente sau ne deschidem ochii, să zic, la nevoile celor din jurul nostru, întotdeauna o să găsim o ocazie să slujim. Și vreau să dau câteva exemple de slujire, adică ce am făcut eu de-a lungul timpului, să zic așa, nu neapărat într-o slujire specifică, specială, ci făcând un pic dintr-una, un pic din alta, mi-am dat seama că slujirea mea, chiar dacă uneori este măruntă sau este formată din mici detalii care probabil aduc bucurie mare, este importantă. Foarte multe suntem tentate să credem că numai cele care sunt în față, numai cele care cântă, numai cele care vorbesc au o slujire importantă, dar bucuria vine din lucrurile mici, mai ales pentru noi femeile, detaliile contează. Și de multe ori m-am regăsit încurajând femei, dând un telefon, un mesaj de încurajare. Iarăși am slujit sau slujim împreună în biserică, toate împreună, să zic așa, la departamentele de ajutorare. De... Avem mai multe proiecte, pot să dau câteva exemple? O, da. Avem, de exemplu, o acțiune care se numește Prânzul Harului, o acțiune foarte dragă nouă, care funcționează de mulți ani în biserica noastră, prin care ajutăm cu mâncare diferite familii în nevoie, copii, orfani, bătrâni, bolnavi. Sperăm cât mai repede să putem relua aceste activități care din cauza pandemiei un pic au suferit unele modificări, să zic așa. Iarăși, tot așa, proiecte de ajutorare, avem o mână întinsă prin care strângem tot așa îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, pachete, pe care tot așa le dăm în satele de lângă Baia Mare, să zic așa, în comunitatea în care vedem că sunt nevoi mari și oamenii trăiesc în condiții greu de imaginat. De asemenea, suntem implicați și în ajutorarea copiilor din comunitatea romă, din orașul Baia Mare, care tot așa au niște condiții foarte grele de trai. Până când nu ajungi acolo să vezi cum trăiesc, nu poți să te implici sau să faci din toată inima această slujire. Și vezi, astea sunt exemple de proactivitate. Bun, poate, și mă bucur că ne-ai dat specific niște exemple, pentru că poate avem persoane care urmăresc și, păi, noi nu avem chestia asta în biserică, dar cred că aș putea să fac. Totul ține de a căuta și a fi proactiv și a-ți dori să faci ceva și a pune mâna. Și mulțumesc foarte mult și pentru că ai accentuat ideea asta de bucurii mărunte. Pentru că ce văd deseori este că unele dintre noi credem că în absența unei chemări sau unui dar măreț, evident, spectaculos, n-avem nicio chemare și niciun dar. Deci dacă nu e acel ceva spectaculos, nu e nimic. Și ne desconsiderăm foarte tare noi pe noi înșine și ceea ce Dumnezeu ne dă. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu, sau dacă vedeți asta în jurul vostru. Poate că în contextul acestei discuții, pentru că sună foarte bine ce ziceți voi, dar care sunt câteva provocări pe care poate voi le-ați trăit și experimentat în slujirea din biserică? Există provocări sau totul merge ca uns? Totul e rost și frumos. Din punctul meu de vedere, cred că cea mai mare provocare este păstrarea unui echilibru între familie și slujire. Eu slujesc împreună cu soțul meu, sau soțul meu slujește împreună cu mine, puteți să spuneți oricum. Și este o provocare mare să nu uităm că avem și noi familie, să nu uităm că întotdeauna în biserică vor fi priorități, urgențe și întotdeauna cineva va avea nevoie de timpul nostru, așa cum spunea și Raluca, sau va abuza de timpul nostru. Dar este foarte important să putem să spunem stop, acum trebuie să mă ocup de familia mea sau să păstrăm
o balanță foarte bine echilibrată între acestea, deoarece atâta timp cât noi nu ne încărcăm bateriile în relația noastră cu Domnul, atâta timp cât noi nu vedem, veghem la relația noastră de familie, de cuplu, la relația noastră cu, la relația mea cu soțul meu, la relațiile noastre cu copilașii noștri, este un teren pe care îl pierdem și uneori aproape că nu-l mai putem recupera. Mm. Și timpul tace și trece și avem impresia că vom fi mult mai eficienți în exterior. Mm-hmm. Dar așa cum spunea și Raluca la început, în familie ne dăm examenul și dacă acolo nu suntem eficienți, pe termen lung nici în exterior nu vom fi eficienți. Mm. Care sunt alte provocări pe care voi le vedeți în viața de slujire în biserică? Când tu vrei să muți munții, da, poate nu ai suficiente resurse sau atunci când pentru tine ți se pare un lucru, wow, da, asta e o lucrare faină și cei din jur, da, dacă tu crezi, dacă tu crezi, așa o fi. Am observat așa o tendință în ultima perioadă, nu vreau să menționez perioada pandemiei foarte mult, dar am observat că s-a instalat o oarecare... indiferență, apatie, comoditate. E foarte frustrant să scrii ceva, un mesaj, cum suntem obișnuiți cu multe grupuri de WhatsApp, dar să nu ai un feedback de la echipa ta. Și atunci îți dai seama că, nu că oamenii sunt rău intenționați, dar sunt așa de preocupați de tumultul vieții. Cu toții poate au un servici, au o viață ocupată, au o viață de carieră și poate lucrarea la biserică nu o fac full-time. Și atunci sunt ocupați cu alte chestiuni și până ajunge la subiectul acesta, trec zile și tu poate nu ai primit un feedback care ești cumva promotorul lucrării respective. Și atunci ai o frustrare. Se nasc niște frustrări. Dar totdeauna am considerat că dialogul este cea mai bună soluție atunci când devine un monolog. Și atunci, cumva, dacă ești responsabil de un departament sau de o anumită slujire, e bine din când în când să faci o retrospectivă, să zici, hei, uite, așteptările mele au fost astea. Oare de ce? Oare de ce nu s-a reacționat așa? Că omul are o motivație poate foarte bună, dar tu în mintea ta îți faci niște scenarii cu totul realiste. Și atunci dialogul poate să aducă o soluție. Poate el spune, uite, sunt foarte ocupat, am o perioadă foarte aglomerată la muncă, uite, roagă-te pentru mine, hai să vedem dacă găsim un locuitor. Deci dialogul acesta, aici mi se pare că poate să fie o piedică când nu-l realizăm. Când avem impresia că tu vorbești și restul te ascultă, ăla nu este un dialog. Ăla este expunerea convingerilor tale. Da. Da. Persita, ce provocare ai experimentat tu? Cred că o provocare mare este că ne lăsăm de multe ori influențate de faptul că nu toată lumea simte la fel cu noi. Adică eu simt că trebuie să fac lucrul ăsta și câteodată stau și analizez și mă gândesc, da, bine, da, de ce eu? Da, de ce nu face altcineva? Sau de ce nu și ceilalți sau celelalte, să zic, acum vorbim despre femei, de ce nu acționează și ele la fel? Și noi trebuie să fim conștiente că acela e darul nostru, că dacă eu văd un lucru și știu că trebuie să-l fac, trebuie să-l fac, pentru că eu am primit călăuzire de la Dumnezeu, că trebuie făcut acel lucru și să nu așteptăm ca altcineva să vină să facă sau altcineva să aibă dorința pe care eu am. Și cred că mai e vorba de disponibilitatea noastră. Cred că la un moment dat fiecare simțim sau credem că ar trebui să facem anumite lucruri, dar poate e mai comod să stăm, să ne gândim de două ori și lasă că facem altă dată sau poate nu-i momentul sau analizăm așa de mult până uităm. Și se leagă foarte fain de ce ziceai și tu, Raluca, pentru că cred că de foarte multe ori atunci când suntem foarte pasionate de ceva și
ne implicăm acolo 100% și ai oameni alături de tine care și se implică, da? Noi nu conștientizăm că nivelul de implicare este diferit. Da. Din diverse motive, obiective sau mai puțin obiective. Dar foarte ușor se poate strecura frustrarea când vezi că alții nu trag la fel de tare ca tine. Și pe mine asta mă duce cu gândul și într-o altă direcție și un alt posibil pericol sau provocare pe care o văd în contextul vieții de slujire, este cât de mult te obosești. Sau altfel spus, aș duce asta un pic într-o altă direcție. Cine are grijă de noi? Că de multe ori nu tindem să avem grijă de alții, dar cine are grijă de noi? Cine veghează asupra noastră? Cine ne slujește și pe noi? Are sens ce zic? V-ați lovit de treaba asta? Da, are sens și de multe ori am fost și obosită de-a lungul slujirii și Biblia ne spune să avem grijă, să nu cădem de oboseală. Asta înseamnă că este responsabilitatea noastră ca să avem grijă, să nu cădem de oboseală. Exact. Este foarte tentant să ne implicăm în cât mai multe slujiri dacă așa ne inima și așa din felul. Și să ne epuizăm și să ne dăm seama, este ca la un sprint, adică dai tot ce poți pe 100 de metri sau știu, dar viața de slujire și mai ales slujirea în biserică este ca un maraton sau ca o cursă de atletism pe termen lung. Și atunci cred că este foarte important ca noi să avem un echilibru și în a ne odihni și în a ne reîncărca bateriile, pentru că de multe ori am auzit expresia asta în lumea creștină, apoi că sufletul contează, că trupul e trecător, dar atunci de ce suntem construiți trup, suflet și duh? Pentru că fiecare contează. Dacă trupul este obosit sau suferă sau are o problemă, sufletul se întristează, se amărește și duhul se mâhnește. Și este o strânsă corelație între cele trei componente ale ființei noastre. Dumnezeu ne-a creat într-un mod minunat să avem și odihnă, să avem și momente în care să ne încărcăm bateriile, să avem parte și de slujire. Doar că uneori noi uităm de unele dintre ele. Și acum nu vreau să spun că mereu reușim să fim în echilibru. Sigur, sunt perioade când trebuie să dai mai mult. Sunt perioade când sunt chiar urgențe și lucruri pe care trebuie făcute la un anume moment și când trebuie să tragem mai tare. Dar, așa cum spunea o persoană dragă mie, să nu uităm să ne bucurăm și de călătorie, nu numai de destinație. Și să nu uităm în călătoria asta să ne și însoțim cu oameni care pot să aibă grijă de noi, care pot să vegheze asupra noastră, care atunci când mai cădem un pic de oboseală sunt acolo să ne ridice. Și da, sunt și familiile voastre și am povestit despre cum te alimentezi în contextul familiei, dar cred că e necesar să avem și oameni pe lângă noi care poate că sunt egoiști, dar care ne slujesc și pe noi când avem nevoie, că nu suntem noi super, niște super eroi și super femei sau super eroine și mereu putem să facem totul. Trebuie să ne și smerim un pic și să acceptăm că avem nevoie de ajutor, dar de la slujirea în familie mergem la slujirea în biserică, care se revasă în slujirea celor din jur. Ce înseamnă să-i slujim pe cei din jurul nostru? Ce înseamnă să ieșim dincolo de biserica noastră și dincolo de familia noastră? Biblia ne spune că cel ce ajută pe cel sărac împrumută pe Domnul și cred că acesta este cel mai mare beneficiu pe care noi îl primim de la Dumnezeu atunci când slujim altora, atunci când suntem cu inima deschisă să vedem nevoile celor din jurul nostru și să fim o binecuvântare cu adevărat pentru oamenii care sunt în nevoi prin acțiunile noastre de ajutorare, prin cuvintele noastre, prin încurajările noastre, prin un simplu telefon care putem da unei persoane care facem Evanghelia practică. Are nevoie, da, da.
alte beneficii sau cel mai mare beneficiu care cred că îl avem atunci când noi suntem deschiși spre a ajuta, este că inima noastră este plină de Dumnezeu, de dragostea Lui, pentru că nu poți să te gândești la cei din jurul tău, cum să le faci bine atunci când tu nu ai inima plină de dragoste și de bunătate, pentru că, așa cum știm, toate vin de la El și noi doar le transmitem mai departe. Nu e așa, nu vi se întâmplă că atunci când îi slujiți pe alții, mergeți gata să dați, dar veniți mai încărcate de acolo. Așa, apropo, este de bucuria de a sluji și împlinirea, vi s-a întâmplat asta, vi se întâmplă asta? Am avut eu aici o experiență foarte plăcută. A trebuit Alina, ea este vinovata. A trebuit să facem o provocare, să ne întâlnim cu două persoane din biserică cu care nu era așa un joc cu numere. Și cum îți venea rândul? Ea mie mi-a venit rândul cu două femei minunate, dar cu care eu nu am interacționat în biserică foarte mult. Și acum eu sunt o persoană sociabilă de felul meu, dar m-am tot gândit, oare cum o să fie, ce o să vorbim, nu ne întâlnim? Na, suntem dintr-o aceeași comunitate, dar nu cu toți interacționez la fel. Bun, ne-am pornit la întâlnire, ne-am dat întâlnirea și vreau să zic aici că am fost așa de binecuvântată de întâlnirea aia. Deci am venit cu bucuria, că să le-am sunat pe fete. Sunat-o pe Alina, wow, îți mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ai dat-o. Cred că veneam de la serviciu, eram obosită, poate nu cu atâta chef, însă văzând acolo ce oameni minunați sunt în biserică și ascultându-le poveștile lor, pe care nu ai timp să le auzi poate la finalul unui program de biserică, și să le vezi trăirile și momente și să zici, băi, ce oameni faini sunt. Și în momentul în care alegi să slujești, pentru că și asta a fost o slujire, da? Ți-ai luat din timpul tău ca să poți să clădești niște relații sănătoase în biserica din care faci parte, am constatat că nu eu am fost binecuvântată că m-am dus să vorbesc cu două persoane noi, ci ele m-au binecuvântat pe mine prin expunerea vieții lor, ce frumos, ce frumoși oameni. Și atunci constat că noi avem impresia că Dumnezeu are nevoie de toate alergăturile noastre. Știi, ca și cu postul, am înțeles într-o zi, am primit o revelație, băi, eu sunt binecuvântată cu postul și rugăciunea. Exact. Nu că Dumnezeu are nevoie să stau eu să flămânzesc o zi întreagă. Da, așa e și cu slujirea. Și când pășim în afara bisericii și mergem la oameni din orașele în care trăim, din jur orașului în care trăim și mergem să-i ajutăm, și ai dat mai devreme, Persida, mai multe exemple de acțiuni pe care voi le faceți, știi, de multe ori mă gândesc că ce rost are că te duci cu un pachet? Adică cât de mult impact poți să aduci printr-un pachet sau printr-o vizită sau printr-o masă? Și îți pun ție întrebarea asta, cât de mult impact poți să aduci când dai o masă caldă celor nevoiași? Poate noi așa gândim, nu știu dacă merită să mă duc, mai ales dacă faci o acțiune de acest gen de unul singur, dar când aduni mai mulți oameni împreună, că asta e frumusețea acestor acțiuni până la urmă, că oamenii sunt darnici, când vezi că fiecare vrea să dăruiască, poate unul dăruiește din timpul lui, vine să ajute să facem cumpărături, să facem pachete, unul dăruiește din banii lui, dar poate nu are timp. Și aici este frumusețea comunității, să zic așa, sau a slujirii împreună, că fiecare dă din ce poate sau din ce are și fiind mai mulți, ajută mai mulți oameni și atunci impactul care este în comunitate este mult mai mare. Și într-adevăr, când vezi bucuria unui copil desculț sau dezbrăcat sau flămând, că se îmbracă acolo cu tine lângă el și își trage repede hainele pe el și vine să-și ia din pachetele cu mâncare sau cu dulciuri sau cu ceva, e suficient să știi că ai făcut un lucru bun. Există o vorbă românească, dar din dar se face rai. Și cred că inclusiv prin gesturi poate aparent mici, aducem raiul, le aducem pe Dumnezeu mai aproape de oamenii pe care alegem să îi slujim. Doamnelor, pe voi trebuie să vă pun un pic pe pauză, pentru că timpul nostru s-a scurs, dar noi revenim la următorul nostru subiect de conversație.
Mulțumesc pentru timpul ăsta și pentru ce ați împărtășit cu noi. Iar pentru voi, cele care ne urmăriți, ne revedem săptămâna viitoare sau la următorul episod, dacă ne urmăriți în online, revenim în același format, însă cu un alt subiect care cred că este pertinent pentru fiecare dintre noi. Până data viitoare, vă doresc să căutați să-i slujiți pe cei din jurul vostru și să vedeți felul în care puteți să construiți o viață de a sluji familia, de a sluji pe cei din comunitățile din care faceți parte. Vă doresc numai bine și vă aștept și în online la Asimetric TV.